Starea drumurilor naționale din județul Olt este jalnică. Deși reprezentanții secției de drumuri naționale au făcut periodic lucrări de întreținere, asfaltul se degradează în fiecare an. Luni, directorul secției de drumuri naționale Olt, Adrian Motorga, împreună cu șeful direcției regionale Craiova, Bogdan Bratu, s-au întâlnit cu prefectul Silviu Neacșu și președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, pentru a discuta despre situația acestor drumuri. Am considerat că este nevoie de lucrări de amploare, pentru că județul Olt a fost văduvit în ultima perioadă, în ultimii 10 ani cel puțin, de lucrări de amploare, de reparații asfaltice, să zicem, reparații periodice. Avem tot sprijinul necesar din partea de RDP Craiova pentru a implementa proiecte de asfaltare. Potrivit reprezentanților secției de drumuri naționale Olt, sunt sectoare întregi de drumuri naționale care au nevoie de reparații capitale. Excepție face DN65, drum pe care au mai fost făcute lucrări de reparație în ultimii ani. Sectoarele degradate sunt destul de extinse, cred că în proporție de 80% rețeaua de drumuri a județului Olt are nevoie de reparații. În administrare avem 300 de kilometri de drum național pe raza județului, cu aproximație. Directorul de la drumuri naționale speră ca în 5-6 ani să repare întreaga rețea de drumuri din județ. În prezent se așteaptă bugetul pentru ca lucrările să poată demara. Așteptăm bugetul pentru acest an, care la această oră încă nu a venit. Este nevoie de bugete mari, mult mai mari decât au fost cele de anii trecuți. Reparația drumurilor naționale ar putea începe chiar din această primăvară.